Nicolae Bodgros și-a amintit despre soția sa, cu durere în suflet. Dirijorul nu poate trece peste decesul femeii alături de care a petrecut mai bine de 50 de ani. Cu lacrimi în ochi, a făcut declarații emoționante despre Liduța, așa cum o alinta el în data de 26 iulie 2021, Lidia, soția lui Nicolae Bodgros s-a stins din viață. Artistul a mărturisit că nu a cunoscut niciodată o altă dragoste și a suferit enorm atunci când și-a pierdut partenera de viață. Acum, după doi ani, și-a deschis sufletul și a vorbit despre acest subiect sensibil. Nicolae Botcross nu poate trece peste pierderea soției sale. Cei doi erau adolescenți atunci când s-au cunoscut. Aveau 15 ani și s-au îndrăgostit iremediabil unul de altul. La fel ca orice cuplu, și ei au avut de întâmpinat greutăți, dar au trecut peste toate problemele împreună. Amintim faptul că soția lui Nicolae Botcross a fost răpusă de o boală nemiloasă, iar ultimele clipe le-a petrecut în spital. Atunci când a aflat că partenera lui de viață a murit, dirijorul a publicat pe rețelele de socializare un mesaj dureros.